Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi am plăcerea și bucuria să o am pe doamna Liliana Gheorghicese și mă folosesc de acest mijloc de comunicare, adică telefonul meu, vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. E, până la urmă, una dintre cele mai înalte funcții pe care le aveți, dar nu e singura, pentru că de ani buni de zile dumneavoastră vă ocupați de ceea ce înseamnă IMM-uri aici la, și la nivel de țară, dar în mod special de ani de zile aici la, la Suceava. Sărmâna, bine ați venit alături de noi! Bună ziua, bine v-am găsit, bine am găsit ascultătorii Radio Viva și sunt la dispoziția noastră cu orice fel de informații. Perfect, pentru că să știți, am multe întrebări, dar bineînțeles trebuie să recunosc totodată că această emisiune este prilejuită și de faptul că mâine, adică vineri, avem Gala Oamenilor de Afaceri Suceava, ediția 2022, după 2 ani de pandemie. Și cred că de aici, cum să vă spun, vă întreb cum a fost în pandemie, cât de greu a fost, provocările care s-a confruntat mediul de afaceri. Pentru că dumneavoastră faceți un lucru foarte important și anume preluați problemele mediului de afaceri, cum vi le comunică oamenii și încercați, încântăresc bine cuvintele, încercați să găsiți soluții comunicându-le conducătorilor. Da. Ceea ce e o misiune ingrată, fie vorba între noi. Și da, e și grea și vine și după 2 ani cumpliți și când ziceam că am scăpat de toate, avem și necazul ăsta în Ucraina care încurcă extraordinar de mult tot ceea ce este pe mediul economic și dacă mai punem și criza energetică, e furtuna perfectă, adică... Da, așa este. Eu mi-am asumat această sarcină acum 22 de ani. Practic sunt agent economic. Sunt un mic agent economic, fac parte din comunitatea IMM-urilor din județul Suceava și evident la nivelul țării noastre. Sunt printre cei care punem cu hotărâre umărul atunci când e vorba de bugetul național și de economia națională. Fiindcă ați pomenit dumneavoastră de evenimentul care va avea loc mâine, ne-am dorit ca această festivitate să aibă posibilitatea să premieze toți oamenii de afaceri. Așa ne dorim, fiindcă într-adevăr sunt niște eroi. Îmi cântăresc și eu foarte bine cuvintele. Nu, chiar dar aveți perfectă dreptate. Sunt deci, eroi. Simplu fapt că au supraviețuit în piață, cei care au supraviețuit sunt eroi. Așa este, fiindcă dacă ne gândim, poate fiecare dintre noi am trecut mai greu sau mai puțin această perioadă de pandemie. Fiecare dintre noi am suportat tot ce înseamnă partea asta cu război, mai ales că suntem chiar aici foarte aproape de acest nenorocit război. Dar totuși agenții economici și-au pus toată agoniseala lor în propriile lor firme. Asta însemnând casă, masă, împrumuturi la bancă, echipa, salariații care fac parte și gândiți-vă că fiecare la rândul lor sunt, trebuie să asigure bunăstarea familiilor lor și nu poți să fii indiferent, tu nu poți să închizi firma azi și ai hotărât, a, am strâns 2 lei, gata, sunt mulțumită, o să iau împălat de cursul vieții, nu? Fiindcă ai avut în spatele tău o echipă și echipa aia nu poți să o leși pur și simplu așa, fiindcă fiecare nu-și găsește de azi pe mâine un alt job și atunci suntem extrem de frământați, pe de o parte, cu tot ce înseamnă împrumuturile. Mă refer la perioada pandemică, când a fost stop. Nu m-am gândit niciodată în viața mea și credeți-mă că am o viață longevivă, nu m-am gândit niciodată că se poate apăsa pe un buton și se întâmple, dar s-a întâmplat. Nu m-am gândit niciodată că eu voi fi contemporan cu un război. Uitați-vă, s-a întâmplat și cât de aproape față de... Poate dacă restul țării... Păi noi avem graniță directă cu Ucraina. Aici, Ucraina care este exact în război. A fost vama din Siret, una dintre cele mai importante vămi din România, pe unde au trecut mii de refugiați. Așa este și, nu știu, eu acum vă spun noastră, ați văzut mediul de afaceri,
alături de comunitatea noastră, deci de oameni simpli. Am fost primii acolo și nu că am fost primii că am vrut să epatăm. Nu, am simțit. Deci, efectiv, am... Reacția, cum spuneți, reacția societății civile a fost, îndrăznesc să spun, la cote înalte. Mai apoi, autoritățile au venit și au preluat acest lucru. Așa e. Era și normal să se întâmple așa ceva, inclusiv din efort. Dar în primă fază, până să se miște statul, cetățenii au fost. Și cetățenii și agenții economici. Eu vreau să vă spun, firme din Horeca și nu numai, din toate domeniile de activitate, fie că avea, indiferent ce firmă, fiecare a pus mai mult sau mai puțin umărul, locațiile noastre turistice au fost puse gratuit la dispoziția acelor sărmani oameni care nu au fost vinovați de absolut nimic. Și când, știți, de multe ori discut în grupurile noastre, când ne luăm la revedere și spunem să fii sănătos, să ai pace. Uitați-vă niște cuvinte care câteodată le spui așa întâmplător când le trăiești sau retrăiești cu adevărat conținutul acestor cuvinte, realizezi are o altă greutate. Altă greutate, da. Și mi-aș dori ca generațiile viitoare să nu trăiască, să nu aibă asemenea încercări. Și când ne gândim la mediul de afaceri și facem comparativ cu cei din comunitatea europeană, nu există o compatibilitate. De ce? Ei au avut o structură de ani și ani, au fost în capitalism, din generație în generație și-au predat afacerea de la și-au predat ștafeta. A avut o educație managerială. Precând noi, am făcut așa, după urechi, cum ne-am priceput fiecare. Hai să facem ceva. Apropo de asta, așa mai pe la finalul emisiunii, să vreau să îmi povestiți cum ați început dumneavoastră afacerile, cum a fost la bun început și dacă nu ciudă, dar mă uitam acum cum e Startup Nation, adică aveam noi așa ceva la momentul anilor 90, adică e nebunie. Dar spuneam că mâine avem gala oamenilor de afaceri și haideți să povestim puțin, să înțelegem ce va fi, pentru că e foarte important din punctul ăsta de vedere și evenimentul, pentru că spuneam vine după 2 ani de zile în care am avut stop pe această gală de excelență până la urmă a mediului privat și care cred eu este esențială pentru spiritul ăsta, că oricât am spune și oricât ar fi, fără IMM-uri, România se închide. Ăsta este adevărul și chiar mulțumesc că mi-ați dat mingea la fileu. Deci noi suntem cei care nu ne vom lua niciodată afacerea și să plecăm în altă parte. Noi suntem cei care contribuim cel mai mult la bugetul național, iar cei care ne ascultă știu, fără un buget consolidat, sănătos și cu cât mai multe resurse, nu am putea să avem nici un învățământ de calitate, nici o medicină de calitate. Și la cine contribuie? Contribuie cei autohtoni. Evident că și investitorii străini au, dar... Nu contest, dar azi discutăm de IMM-uri. Categoric. Și vreau să vă zic dăm cezarului ce al cezarului. În evenimentul nostru de mâine, practic asta ne dorim, încurajarea celor care au rezistat. Poate mulți vor spune, uite, ăștia au chef acum de petreceri sau de premiere, dar omul trebuie să știe, agentul economic trebuie să știe și să cunoască că sunt reprezentați la nivel național, că toate problemele lor sunt duse mai departe. Eu vreau ca atunci când mă uit în ochii unui agent economic să înțeleagă că sufăr la fel ca și el, că nici nu trebuie să-mi spună prin vorbe. Eu cunosc din realitatea mea, sunt agent economic de 30 de ani și am pornit exact de la bază, cum vă spuneam, de la creion și radieră. Deci, dacă există tenacitate, dacă există voință, se poate, dar ca acum, niciodată nu au fost atât de multe cum e vorba aia, dăm Doamne numai cât pot duce.
Încă mai ducem video de afaceri. Eu sper să nu să ajungă pe punctul la unde să se rupă, să se producă acea ruptură. Ceva deși simt, e foarte aproape în momentul. E foarte aproape și eu asta încerc și probabil și colegii mei care vin, vor veni președinții de patronate din aproape toată țara, au făcut confirmări. Va fi prezent domnul președinte Florin Gianu, care este președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și vreau să vă spun că această organizație este o organizație reprezentativă acordată de lege, nu este așa pur și simplu și reprezintă interesele mediului de afaceri autohton. Deci pe cei mici și mijlocii și dacă stăm și ne gândim, cei mai mulți salariați sunt în aceste unități economice, dar totodată aceste IMM-uri sunt și cele mai vulnerabile. La orice lovitură, cum am avut încercările până acum și exemplele au fost atât de clare, a fost pandemia, din păcate s-au închis multe locații turistice definitiv. S-au închis fiindcă nu au posibilitatea să-și continue business-urile. De ce? Sunt în, în condiții pandemice, dacă nu venea nimeni, ce faci? Da. Exact. Și atunci... nu că e mai ușor, dar e unica soluție, câteodată să închizi. Dacă tu nu ai avut un client să-ți vină și Suceava a fost năpăstuită din punctul ăsta de vedere, noi le-am cam avut cam pe toate, nu vreau să mă duc aminte. Și la intensitate maximă pe toate le-am avut. Și mulți din ascultătorii suceveni își reamintesc acum, din păcate, foarte mulți agenți economici chiar au plecat pe lumea cealaltă. Credeți că e atât de simplu să treci din situația asta în care zici, da, dețin controlul, dețin controlul și a salariaților mei, deci pot să am demnitatea că eu pot să-i sprijin orice fel de situație și categoric pot să dau ratele la bancă înapoi. Încă o dată repet, întreprinderile mici și mijlocii nu au avut din altă parte surse, cum poate acum noi cu patronatul nostru am adus foarte multe fonduri europene și chiar mă mândresc cu lucrul ăsta, fiindcă s-au deschis cu ajutorul fondurilor europene, care au fost două proiecte pe diaspora în care s-au primit 40.000 de euro și au început, au avut primul pas. Deci noi am turnat efectiv o cană de apă într-un pământ roditor. Rest depinde de conceptul, de gândirea, de disponibilitatea unui viitor antreprenor să-și facă afacerea mare, fiindcă foarte multe lume cred că, da, un exemplu așa, fiindcă e mai mare la noi, să zicem BTI-ul sau nu știu ce altă firmă mai mare, că avem suficient de firme mari și sunt mândră cu Suceava și cu Bucovina noastră, dintr-o dată a început așa. Nu, a început încet cu încet, pas cu pas, de asta le spun tinerilor. Trebuie să ai voința să ieși din zona ta de confort, să spui pot azi. Azi pot, dar trebuie să și acționez, că dacă numai trăim într-un vis, nu putem să-l transformăm în realitate. Deci trebuie să ai direcția, să fii hotărât și să muncești, adică să pui osul la muncă. Asta este și rezultatele sunt garantate, eu asta le spun la oameni. Sunt garantate, dar trebuie să și vrei. Dar în momentul de față, cumva, în România trebuie să ai și o anumită capabilitate să riști mult, pentru că ceea ce a reproșat întotdeauna mediul de afaceri este o lipsă a predictibilității. Așa este. Și de azi pe mâine ne trezim noi taxe, noi impozite, noi creșteri salariale, noi creșteri la salariu minim, mediu pe economie. Da. Nu cred că e un lucru rău, dar mi se pare că multe din aceste măsuri se iau fără a fi informat sau a se discuta totuși cu mediul de afaceri, cu zona asta de întreprinderi mici și mijlocii. Sau se simulează o consultare cu mediul de afaceri și trebuie să fim deschiși realiști. Noi încercăm și cum noastră mi-a spus, suntem interfața, fiindcă dacă luăm o firmă cât de mare ar fi, nu poate să ducă decidentului nostru politic, el singur, informații.
ce organizațiile din care facem parte și din cauza asta poate o mare problemă avem și problema asociativă. Dacă organizația noastră, Consiliul Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii, sau respectiv patronatele IMM din Suceava, ca să le spunem la nivelul județului Suceava, avem o vechime de 30 de ani, da? Înseamnă că s-a ținut foarte mult de această organizație, fiindcă era singurul canal în care să ne informăm decidenții politici sau oamenii care vremelnic sunt pe niște posturi, dar totodată ne decid soarta nouă. O, da. Și noi încercăm, mergem pe ideea că ei nu sunt informați, nu cunosc realitatea, adică mergem optimiști și spunem așa, domne, dacă îi informăm mediul, ei acolo, împreună cu profesioniștii, vor lua deciziile cele mai bune pentru noi. Din cauza asta încercăm tot timpul și acțiunea de mâine este chiar o ocazie, fiindcă noi, înainte de gala propriu-zisă a evenimentului, avem și o conferință de presă, în care chiar vă rugăm pe noastră și alte firme din presă să preia sau să spună, am și invitat câțiva oameni de afaceri care să spună și problemele lor, tocmai ca să existe transparență și toată lumea să înțeleagă că dacă mediul de afaceri nu-i puternic, nu are o temelie stabilă, nu putem să facem o predictibilitate în ceea ce privește următorii ani, păi o gândire economică, exact cum discutam în anticameră, facem un împrumut de la bancă azi și tu poți să-l dai următorii 10 ani. Oare la noi schimbările care au fost acum și cu salariul minim pe economie, eu nu spun că nu trebuie mai mare, trebuie, că costurile au crescut, dar de ce să nu avem part-time? Uitați-vă, în lună... Deci, asta nici eu nu pot să înțeleg. Nu, este o chestie în care decidentul politic, din câte am avut noi, că în sfârșit consideră ei că e o obligativitate, adică obligi omul de afaceri, dacă eu chem un om care nu știe... Mie mi se pare, știți cum, doamna Gheorghicese, mie mi se pare că statul român crede sau știe că e păcălit, da? Pentru că evaziune la negru, încă, și de asta eu dau o veste proastă statului român. Nu o să scape niciodată de evaziune și există inclusiv în statele cele mai civilizate cu cea mai adâncă democrație. Evaziune va fi, muncă la negru va fi peste tot în lumea asta. În schimb, statul român probabil se gândește, domne, ăștia mă păcălesc și atunci... Hai să rezolv problema, pentru că întotdeauna când se întâmplă chestii de genul acesta, când dă statul de greu, dă un hop, eu aud așa, scoatem contractele part-time, scoatem, mergem în controle peste coaforuri, peste spălătorii auto, de parcă acolo ar scârții economia României. Adică, mie mi se pare că vine cu o tactică de genul dăm foc la casă ca să scăpăm de șobolani. Exact, asta așa se procedează și noi, mediul de afaceri, ne punem întrebarea. Dom'le, dacă nu cunoști, hai să ne uităm ce s-a întâmplat țările foste comuniste, nu mai departe să ne gândim poate la cele care au tradiție în ceea ce privește capitalism. Am reținut o cifră mai devreme, noi avem 11 sau 15... 18. Deci Suceava are 18 IMM-uri la 1000 de locuitori. La nivelul României avem 24 de IMM-uri. La 1000 de locuitori. La 1000 de locuitori. Comparativ, haideți să luăm Italia. Are 68 de IMM-uri. Deci 24-68. Deci eu vorbesc la același număr de locuitori, la 1000 de locuitori. Austria are 56 de IMM-uri la 1000 de locuitori. Deci la noi, România, încă există pepinieră, încă există posibilitatea de a se deschide aceste afaceri. Dar ce folos că se nasc afaceri și mor poate dublu. Și asta datorită... Eu din câte știu, există un natural din punctul ăsta de vedere. E normal să apară afaceri și să dispară afaceri. Corect. Asemenea, IMM-uri. Adică nu cred că e un proces care ar fi nenatural.
moare o afacere, poate crește una mai deșteaptă, mai frumoasă imediat după. Sau pur și simplu s-a epuizat pe zona respectivă. N-aș avea o problemă din punctul ăsta de vedere. Însă când dispar afaceri și nu apare nimic în loc, mie... Asta e tragedie. Mie cum să... Mi se aprinde pe cu roșu. Adică aici mi se pare a fi problema. Nu această emulație. Până la urmă, repet, cred că face parte din natural. Eu... În pandemie, cum am stat din punctul ăsta de vedere? Am reușit să avem o balanță? Adică... Deci, în perioada pandemică știm toată lumea că a fost închis totul. Costuri au fost în continuare, fiindcă a trebuit să păstrăm, să susținem totuși afacerile. Fiecare dintre noi a trebuit să facem orice a depins de noi și mai ales cu costuri din rezerve, evident că din profitul care au fost, în așa fel ca să susținem cu posibilitatea de a redeschide. Ăla era, deci, aia era ținta. Ajutoarele de la stat nu au ajuns la ei. Au ajuns și aici chiar vreau să mulțumesc celor care au decis în perioada asta, fiindcă într-adevăr a fost o bulă de oxigen direcționată pentru... Dar, din păcate, unele din aceste ajutoare au venit mult prea târziu pentru unii agenți economici care, vă spuneam la începutul emisiunii, și-au închis deja porțile și cred că este foarte important ca în viitor tot cei care decid soarta acestei țări să se adune la o masă împreună cu patronatele, împreună cu sindicatele, să găsim măsuri, să vedem ce putem face ca să păstrăm mediul de afaceri existent și care are o experiență, da, și prin ei să putem să multiplicăm aceste 18 IMM-uri din prezent, să ajungem, nu zic, să le dublăm la 36, nu, adică cum au alții 50 și 60, și, dar să facem tot posibil. Și asta cum se poate face? Este atât de simplu, prin legislație clară, stabilă, pe o perioadă determinată ca să putem, să înțelegem că putem să ne desfășurăm activitatea într-un an calendaristic, dacă nu și mai mult, și categoric să vedem ce se întâmplă cu toate dobânzile, cu toate astea, fiindcă, încă o dată spun, cei care au avut afaceri ani și ani nu sunt ca noi cu zeci de ani. Și categoric nu avem altă sursă de profit sau altă posibilitate de te dezvolta decât prin bănci și fonduri europene. Astea sunt cele două surse de dezvoltare. Și atunci, dacă crește dobânda atât de mult, cum ai putea tu să investești sau să-ți continui afacerea, fiindcă oricum eșecul este asigurat dacă costurile sunt imense. Da, îmi face coleg, însemnă colegul meu că am epuizat prima parte a emisiunii, imediat revenim după un scurt moment de publicitate cu partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar doamna Liliana Gheorghicesei, președinte patronate IMM Județ Suceava. Publicitate, revenim. Partea a doua a emisiunii de astăzi, față în față, invitată așadar doamna Liliana Gheorghicese, președinte patronate IMM Județ Suceava. Gala oamenilor de afaceri 21 octombrie, adică de la mâine, adică vineri, și avem eveniment care va sărbători 30 de ani în România și vom avea o delegație care va fi prezentă la Ateneul Român, nu? Da, la Ateneul Român, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România împlinește 30 de ani de activitate și vreau să vă spun că este singura organizație reprezentativă la nivel național, reprezentativitate dată de numărul mare de agenți economici care și-au pus adeziunea la această organizație. În afară de asta, președintele nostru este prim vicepreședinte la nivelul Comunității Europene a mediului de afaceri a Comunității Europene.
Când? 1 noiembrie? Sau nu, când pe, 2, pe 2 noiembrie la Ateneul Român și invităm cei care ne aud acum, oameni de afaceri, să fie prezenți la acest eveniment. Totul este dirijat în așa fel încât oamenii de afaceri să aibă ocazia să primească mai multe informații din, chiar de la președintele României care va fi prezent la acest eveniment. Mama, știți cum? Noi ne-am tot săturat așa să vedem, să primim doar informații. Important ar fi noi să informăm și ei să facă. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu știu, dar discutam și înainte de emisiune, una din marile probleme care stau în această frânare a economiei din România. Cred că dacă e să trecem și toată lumea a căzut de acord, domne, infrastructura e marea problemă a României. Și așa este, ne afectează sau nu? Și cu adevărat așa este. Bun, e cea mai mare, dar mai sunt mai multe. Și eu o să încerc să scot așa rând pe rând, ca iepurașii dintr-un joben, dar asta chiar ne încurcă? Într-adevăr. Haideți să ne gândim cât de frumoasă este Bucovina noastră, câte acțiuni sau cât s-a muncit pentru promovarea Bucovinei. Dar când punem capitolul timp de deplasare dintr-o parte în alta, suntem în această, vrem nu vrem, trebuie să acceptăm că acum oamenii se mișcă foarte repede dintr-o parte în alta a globului. Și dacă infrastructura nu există, atunci omul spune, domnule, mă duc în altă parte unde știu că am facilități mult mai bune, încât eu să nu pierd timpul, să nu am o stare de nervi, sau nu numai asta. Discutam chiar și înainte când vă spuneam că în cadrul Consiliului Național au venit investitori străini. Și acolo și-au pus paleta lor de business care doresc să o facă în România. Știți, au ales, eu fiind prezentă acolo, evident, au solicitat, de fapt, Bucureștiul și zona Ardealului, la care eu am început să pic-mi, luați-mă și pe mine, și eu, Bucovina. Sunt și eu, Bucovina, e ceva deosebit, uitați-vă, și în domeniul nostru de activitate. Și foarte simplu, care e capacitatea aeroportului? 2. Care sunt posibilitatea, cât timp îmi trebuie mie să ajung din București până în Suceava, ca și exemplu. Ei, lucrul ăsta când ți-l pune pe categoric, primează alte localități ale țării și asta voiam să vă spun, chiar noi Suceava am fost și spuneam mediul de afaceri la întâlnirile pe care noi le avem, doamnă, susțineți problema asta, noi suntem în locul în care am fost Lombardia României și am fost pilon de cum să fim cât mai izolați. Da, și toate afacerile noastre au fost izolate în perioada pandemică, a venit, nici bine nu am trecut asta, a venit acest război, nu o să știe cel de la Mehedinț, dau exemplu, sau din Cluj, sau ce se întâmplă aici aproape de Ucraina, cât, deci nu putem noi să fim egali ca și putere, ca și modalitate de marketing sau management a propriei afaceri, fiindcă nu este egalul. Adică noi trăim și ne luptăm mult mai mult cu rezolvarea problemelor unei țări în zona în care ne aflăm, comparativ cu alte IMM-uri, cu alți agenți economici din restul care României. Sunt în zone mai favorizate. Da, asta, eu înțeleg ce vreți să spuneți. O spun mai delicat și mai elegant, da. Fiindcă sunt o adevărată bucovineancă, nu voi pleca niciodată de pe aceste meleaguri. Tot ce voi avea eu, voi investi în aceste meleaguri, fiindcă uitați-vă ce a făcut Ștefan cel Mare, ce au făcut înaintașii noștri, păstrăm proporțiile noi ca și contemporani, trebuie să vedem ce ștafetă dăm generațiilor următoare. Da, și ce și dăm, noi, ce trimitem, ce mai lăsăm. Și exact. Un al doilea iepuraș din Joben. Statul, îndrăznesc eu să spun, face o concurență neloială mediului privat. Așa este. Deci face o concurență neloială, în primul rând, prin numărul mare de bugetare existenți. Este normal că un director economic care l-am eu, nu am posibilitatea de a fi plătit la nivelul la care sunt plătiți din unele domenii de activitate din buget. Eu nu spun că toate, dar unele sunt cu niște salarii
ieșite din comun. Și eu aici consider că guvernul sau statul, mai exact, să spunem statul, este un concurent foarte, foarte mare pentru noi în mediul de afaceri. Nu avem cum. Doi, forța de muncă. Evident că, cel puțin în firma mea și la fel ca la mine și în alte firme, mulți migrează și îmi spune foarte simplu: Doamnă, mă duc la stat. La ora 4 am plecat, când e concediu, e concediu și așa mai departe. În afară de asta, migrația forței de muncă în afara țării. Sigur, se va spune problema, dați mai mulți bani. Voi, agenții economici, dați mai mari salarii. Și acum ajunge la al treilea epuraj din Joben. Eu trăiesc cu senzația că în România munca este suprataxată. Așa este. Și aici dau... Unii spun că nu, domne, că e foarte relaxat, uite-te la alții. Da, dar haideți, când totdeauna când spune cineva să ne uităm la alții, trimiterea e la țările din comunitatea europeană. Este evident. Acolo există un istoric, există o stabilitate, adică temelia unei afaceri e foarte stabilă. La noi, din păcate, nu există, fiindcă nu știe foarte bine și cei din mediul de afaceri, acum înțeleg ceea ce spun. Schimbările fiscale, schimbările bancare, schimbări, nu mai zic acum, în ultimul timp, cu partea curentul electric și așa mai departe, ne îngrozește. Uitați-vă informațiile care vin din partea administrației publice locale. Deja ni se pregătește taxe și impozite mai mari. Deci, în loc să... Da, păi, cum să spun? Asta chiar e, dacă n-ar fi de râs, dar de fapt e de plâns. Pentru că am văzut că a trecut în Parlamentul României, da? E cumva promulgată chestia aia cu creșterea impozitelor pe clădiri, da? Încă nu se știe cât și cum. Așa este. Deci, și noi vorbim de predictibilitate, adică dați-mi voie să... Și apropo de ceea ce spuneați vis-a-vis de... domne, hai să ne uităm un pic și în altă parte. Da, ok. Eu am făcut acest exercițiu. Și am constatat următorul lucru, fără a pronunța cifre absolute. Eu am văzut că la începutul acestui an, 2022, în Germania, prețul per kilowatt era cu câțiva eurocenți mai mare la cetățean, la persoanele fizice, deci câțiva eurocenți mai mare decât la întreprinderile mici, mijlocii, nu știu, bănuiesc că și la cele mari. Pe următoarea logică, îndrăznesc eu să cred, doamne, pe mine mă interesează să funcționeze mediul de afaceri, pentru că dacă funcționează mediul de afaceri, atunci cetățenii vor primi bani, vor primi salarii și ei vor fi capabili să plătească facturile la curent care eventual cresc. Cu alte cuvinte, în Germania, întâi protejăm mediul de afaceri, iar mai apoi trecem la cetățean. În România am văzut exact pe dos. Adică citeam la un moment dat, și nu numai la noi, brutării care se închid pentru că funcționau pe curent electric, a crescut exponențial factura, ce mai facem? Uitați-vă, de exemplu, fiindcă ați vorbit din Germania, cu 2 ani, 3 ani, doamna Merkel a făcut împrumut la comunitatea europeană o valoare destul de mare și tot acest împrumut l-a direcționat întreprinderilor mici și mijlocii, nu companiilor mari. Deci, tocmai pentru stabilizarea întreprinderilor mici și mijlocii și exact așa cum spuneați dumneavoastră, dacă o economie autohtonă este puternică, este evident că și oamenii din comunitate au un salar, au o școală bună, au un medic bun, au un profesor bun. Tot ce derivă, totul ce derivă. Deci, exact cu talentul. Uh-huh. Deci s-a dat talentul ca să fie înmulțit. Dacă tu dai talentul să fie consumat, cum din păcate în România se fac împrumuturi și nu puține, și în decursul anilor s-a împrumutat pentru a da în consum, pentru a face... A trece hopul. Da, exact. Da, adică, deci, dar nu ca să ne dezvoltăm. Deci fără a da, sau eu tot vreau să revin la cei care sunt plătiți, lipsește termenul acum, care primesc pur și simplu pomenii de la stat, cum ar veni. Oamenii ăștia nici nu mai își doresc să
să lucreze, fiindcă ei primesc oricum niște bani și categoric de aici e și deficitul forței de muncă. Și tata dacă nu muncește, copilul când vede că în casă crește într-o familie în care mama și tata primește numai de la stat, este firesc că el niciodată nu va trece, nu va fi educat cu conceptul ăsta, domne, eu trebuie ca să mă realizez, trebuie să muncesc, fiindcă el înțelege, și asta s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, că uite, poți să primești bani se poate și așa. Da. Se poate și așa. Iarăși revin, vedeți cât e de important, de ce când noi am făcut mare scandal și am solicitat foarte mult ca să nu existe, ca să avem posibilitatea cu part-time-ul. Și dădeam un exemplu. Uitați-vă la noastră. Deci sunt redactori care sunt pe tema lor, pe profesia lor și ei au 2-3 ore. Da? Da. Pentru ce ar trebui să fie plătit o zi întreagă? Fiindcă este firesc că nu este nevoie de prezența lui sau în firmă la mine, în Horeca. Dacă cineva știe să curățe cartofi, pe el îl țin 2 ore, după aceea el pleacă acasă la poate, el și poate, poate să prindă și în altă parte, poate să mai facă și altceva. Da. E cu totul și cu totul altă discuțiune. Însă, el, spre exemplu, are acele 2 ore disponibile și vine și lucrează numai cele 2 ore la dumneavoastră. În momentul de față sunteți obligată pentru cele 2 ore să plătiți cât pentru 8 ore. Da, și asta ce înseamnă? Că finanțăm noi statul. Deci eu finanțez statul, deci plătesc dările pe un salariu, deci dând bani la stat care nu trebuie să-i dau. Și în felul ăsta ne punem întrebări de ce mediul de afaceri tot este în ce în ce mai mic. Ca și număr, ca și cifră de afaceri, ca și mod de angajare a oamenilor și lucrul ăsta trebuie cineva să se trezească. Trebuie cei care ne decid nouă soarta să înțeleagă că fără taxe, fără impozite, fără acel buget național, nu o să putem, exact cum spuneți, România se închide. Haideți să vedem, iar întâlnirea de mâine cât pe care o avem... Cât la sută din bugetul României asigurat de IMM-uri? N-aș putea să vă răspund corect la această întrebare, însă dacă ne gândim că noi avem peste 500.000 de întreprinderi mici și mijlocii, deci din bugetul consolidat, din statisticile noastre, ar fi undeva 80%. N-aș putea să vă dau, evident, o cifră exactă, dar acest om care are o afacere în România și în zona Sucevei, dau și ajung iarăși la locul de, nostru de Baștină, nu o să-și ia afacerea lui să în spate mute și să plece în, și să plece în offshore sau în altă parte. În altă parte. Pe când o multinațională are profit, o stat un an. Are, da, avem exemple, dacă nu, doamna Gheorghicese, exemple... deci avem exemple de firme care au plecat din Suceava fără nicio problemă. Și din Suceava, nu din România. Nu. Și fără niciun regret, deci închis o fabrică de lapte, sunt atâția salariați care asta au învățat ei, muncitorii ăia, atâta știau să producă brânză, așa, da. Și alt. Ce faci? Leși un loc vid, fără a avea, până ce vine un mic întreprinzător și începe el cu pași mărunți, rămâne o perioadă... Oricum judecat mult timp, uite, a venit ăsta, știm foarte bine, pentru că nu e numai cu plăcere pe zona asta. Sunt și multe, după cum spuneam, foarte multe piedici. Însă, totuși, de un an de zile, da? Cam de atâta timp avem un sucevean pe domnul Cadariu în guvern. E acușa ei sau când e, când se împlinește anul? Că parcă anul trecut, pe vremea asta, sau prin noiembrie. Prin noiembrie chiar am avut o întâlnire la Vatra Dornii și vreau să vă spun că îi mulțumesc domnului ministru, sunt mie foarte mândră. Mie mi se pare mândră. Că e un suflu nou, da. e altceva. Și sunt foarte mândră că e bucovinean și sunt foarte mândră că provine din mediul de afaceri, el având înainte propriile afaceri, deci cunoaște de la... talpă, exact care este problematica. Și faptul că a venit, s-a consultat cu noi, noi am ridicat problemele, ne-a invitat la acțiunile făcute, ne-a spus efectiv, adică l-am informat care sunt lucrurile. Eu consider că așa trebuie să ne dezvoltăm. Și un ministru trebuie, cum este ministrul nostru bucovinean,
consider că ajută mediul de afaceri, fiindcă este foarte dispus să aibă discuții cu oamenii de afaceri, să vină cu noutăți, să putem să schimbăm. E adevărat că nu se schimbă de azi pe mâine. Le spuneam și colegilor noștri, că e marea majoritate, domnule, hai să vedem ce putem face să schimbăm. Nu se poate cât de repede. Toate se iau treptat. La fel, sunt foarte mândră. Știți cum? Noi trebuie să facem treptat. Ei văd că le schimbă peste noapte câteodată. Nu-i problemă. Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Nu vreau să treacă emisiunea fără să vă spun și de faptul că sunt foarte mândră de doamna ministru subsecretar de stat, doamna Doina Iacoban, care este un profesionist extraordinar. Și am văzut de ce este invitată împreună cu domnul ministru la acțiunea noastră de mâine și tocmai astăzi dumneai va semna 3 proiecte pentru Suceava. Sigur, eu nu sunt în măsură să le spun care și cum, dar dumneai o va face probabil la evenimentul de mâine, deci chiar vom avea foarte multe informații pentru mediul de afaceri și pentru vor fi și premii? Evident. Cum am spus că mi-aș dori să premiez de la cel mai mic, de la firma cea mai mică care are poate un singur salariat și terminând cu cei cu 6 sau și mai mult, că pun și firmele mari, aș dori să premiez pe fiecare și repet, sunt eroii județului Suceava și să-i tratăm cu adevărat așa cum sunt, fiindcă chiar merită, chiar își pun toate rezervele, nopțile nedormite, sănătate și luați dumneavoastră oricum, totul pune la bătaie pentru mica lor afacere. Mulțumesc! Mica lor afacere care se transformă până la urmă în marea noastră gură de oxigen, care este mediul de afaceri. Doamna Gheorghicescu, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Iar dumneavoastră, stimați ascultători, pentru răbdarea și atenția cu care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.